față de tot. Nu mai am țigări, cafea, chestia. Ia mă, bun, tiștoc, miștoc. Uite ce zic aici. Dintr-o gură de rai. O pură. În gură. Nimic. Atunci băgăm țigări bisericească. Deci asta cu bozii nu-mi place. Unde e cealaltă fără bozii? Nu o găsesc pe aia fără bozii. Ba, am pierdut-o pe aia fără bozii. Băgăm de aia cu bozii. Cum ai boscheți. Cum fumau copiii când erau mici. Da, da. Porumb. Auzi-o pe aia fără bozi. Acum dacă mă apuc să fumez bozi, fumez bozi. E cu plan. Boschet cu bozi. Îți dai seama dacă fumez bozi de aici niște. Și acum aprindem lumânarea în cinstea celor cinstiți. Dar ce freză pe sexy mother cu partea de originală adevărat. Lumânare bisericii. Curgem și de mine și curgem și de una, suntem boți. Înseamnă că sunt fel de boschete. Păi de-aia le place la fete să putem boschete. Și la băieți le place să putem boschete. Deci că mă droghez în loc să. Băi, lumânarea e o sursă de căldură. Și ca și căcatul ăla electronic, ăla e o sursă care dă o căldură intensă. Lichidul ăsta se vaporizează, simplu. Nicotina la fel și o limfală, simplu.
în alveolele mele pulmonare. Și trece brusc în sânge, în venele, nu știu care, artera, nu știu care, care se cedește în creier. Și îmi face creierul sexy. Ia uite, mă, nu mai zic nimic. Ua, ghizda, oaiele, a început, cimpoaiele. Am zis versul ăsta la un moment dat și Mihai Tărăstariu mi-a dat balatie, că i-am încălcat drepturile de autor. Acum dacă am pronunțat numele Valachia, poate face figuri. Bă, Valachia. Bă, Valachia nu e nume doar de formație rock, sau pop, sau folk. Folk, om bun la toate. Valach, Valach, ne ziceau ăștia după aici. La român, da? Dan Hilize este proprietarul meu. Revista 1.4 nu e proprietatea mea. Dacă mi-o bag unul la marca revista, a venit pula. Îl dau în judecată și îi tai coaie și pula. Deci, odată ce eu public, tot ce public eu aici pe YouTube, e proprietatea mea. Tot ce e calculatorul meu e proprietatea mea, e creația mea. Dar tot ce public și pe YouTube sunt niște drepturi de autor. Și încep să ne bătem în drepturi de autor. Știi? Cioritori și proști care nu știu să aplice. Deci îți dai seama că o nebun de căcat nu crede că Mihai Tărăstariu a avut dar la YouTube căcatul ăla. Că și eu puteam să scriu o scrisoare. Dear YouTube! My little dick, nu știu cum să-ți explic, it's plenty of sadness, because a little man, a showman, a little man, call it crazy nuts, Paul, use my words. Let's be the light. Putu-ți pula în cursă, put. Și ăia mi-a zis că dacă mai fac trei greșeli astea, că le pur la ăia. Eu eram cioritorul, mă. Eu eram cioritorul care mie mi s-a ciorit. Bă, i-a și specificat sursă, bă, aia eu zic de nu. Deci eu dacă iau o parte de program de la ăia care acceptă, eu trebuie să specific sursa. Eu oarecum la tehnologie nu sunt patru. Aia sunt ale mele. Dacă ciordește și cioritor. Dar la poezii, dacă mie mi reciți un vers sau chiar o poezie sau ceva, tu spui, băi, ia lui Dan Răducu, că ca și poet sunt Dan Răducu, ca și artist câteodată sunt mai bun o formă, da? N-am multiple personalitate, dar sunt așa mai... Da. M-am pregătit de un lumeară din timpul ăsta. Sunt un gură să trăiesc. Da, în bacul am adus să fac baie, pe la coaie. Țața mița biciclista, că și-a rupit pala într-un copac, mie vine să mă calule mănânce-o văd. Mie vine să mă băieți lunea n-aie să spăl prin ăla. Coana fac baie într-o copac și se scat până la coana mița biciclista, că și-a rupit pala. Ah, ce poezie, învățam eu când era bici. Păi originală, trebuie băgată acum manualele de clasa întâia și a doua care încă n-au fost tipărite.
mai ales că suntem bicicliști. Borcănari.